Dacă în episodul 1 am descoperit că niciun bărbat nu este dispus de un asemenea devotament și sacrificiu, de dragul plăcerii sau al procreierii, ca al trântorului, adică să-și piardă nu numai penisul, endofalusul, ci și viața de dragul a 5 secunde de iubire cu regina. Am văzut că trântorul nu are doar ochi și creier mai dezvoltați, doar să-i dea șansă la 5 secunde de iubire cu regina și apoi să moară. Dar însă genetica lui, adică are doar 16 în loc de 32 de cromozomi, astfel el nu are tată, ci bunic, provenind dintr-un nou nefecundat. Aceasta arată că trântorii sunt speciale în structura familiei de albine. Ba mai mult, din aceste cauze, nu doar unii apicultori, dar mai ales specialiști și cercetători renumiți sunt încurcați de trântori, negând posibilitatea izolării reproductive la albine. Oamenii aceștia sperând ca să mai poată să meargă cu vaca la taurul comunal ca pe vremea bunicii. Iată câteva lucruri uimitoare despre trântore, masculul albină. Deși organismul nu este mai complex decât al unei albine lucrătoare, cu toate acestea este nevoie de 24 de zile pentru a deveni adult, 21 de zile pentru albina lucrătoare și doar 16 pentru regină. Trântorul atinge maturitate sexuală începând din ziua 12-a de la eclozare. În timp ce sunt considerați adulți, după 24 de zile, primele 3 zile nu se pot hrăni singuri. După ziua 4-a, ei se vor hrăni cu miere și cu păstură. Când vor avea vârsta de 8 zile, vor ieși din stup să ia la zborul de orientare. De obicei, între orele 11 și 17, în timpul acestei zboruri, trântorul nu adună nectar să se hrănească. Se va întoarce și se va hrăni din stup. Nu doar că trântorii de obicei nu zboară după ora 17, dar nici nu trec dealul. Acestea sunt detalii care fac posibilă împerecherea controlată la albine, nu doar în laboratoarele de înseminare instrumentală, doar și în stații de împerechere montană, insulară sau prin metoda moon mating, împerechere la lumina lunii, împerecherea controlată Mond-Schenberg-Gantun. Deci, nu numai că nu trebuie eliminați trântorii de la stadiul larvar cu furculița de descăpărit, așa cum făceau bătrânii acum 50-100 de ani în trecut, ci din contră este necesar să acordăm atenție la fel de mare în creșterea lor și îngrijirea lor ca și în cazul reginelor. Foarte puține manuale sau cărți de specialitate dezvoltă subiectul creșterii trânturilor. Acesta rămâne pentru cei mai mulți apicultori un tabu, un secret căruia nu i-au acordat atenție. Încă sper. Crescătorii specializați în creșterea reginelor încurajează apiculturii a-și crește propriile regine, dar eu cred că trebuie să învățăm să creștem și să îngrijim cu aceeași mare atenție și trânturii. În primul rând este necesar a începe a ține un registru genealogic și fiecare familie reprasilă pentru regine sau trântori este de dorit să-i cunoaștem originea, certificatul de naștere la oameni, la animale pedigriul, atât pe mamă cât și pe tată. În cazul albinei, în legislație, aceste aspecte s-au omis cu bună știință. Fără să ține seama de asemenea detalii, apicultura românească tinde să rămână la nivelul de acum 150 de ani.